Ne aflăm în pădure, locul unde putem găsi animale sălbatice. În pădurile din munții Carpați putem întâlni căprioare, iepuri, bursăci și jderi. Putem întâlni și animale prădătoare, cum sunt lupul sau cum mătra vulpe, care mai dă iama în găinile din curțile oamenilor. Dintre animalele mari putem aminti zimbrul, porcul mistreț și ursul carpatin. Pe, în stațiunile de munte, pe stradă, deseori putem întâlni urși bruni care vin din pădure pentru a căuta de mâncare. Vă recomand să nu vă apropiați de animalele sălbatice, chiar dacă par blânde, dar pot fi periculoase și pot ataca oamenii. Atât despre animalele sălbatice din zona de munte. Eu sunt Alexandra Mincu, numai bine, pe curând.